Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Bună seara tuturor, începe o nouă ediție România te iubesc. România s-a privatizat și încă se privatizează sub nasul nostru al tuturor, dar mai ales al autorităților. De câteva săptămâni bune urmărim telenovela privatizării Old Chim. Management defectuos, firme căpușe, autorități incompetente, oameni în stradă, o întreagă industrie pusă pe butuci într-un simulacru de privatizare. Este, din păcate, o rețetă folosită în foarte multe cazuri. Astăzi vorbim despre o astfel de privatizare. Aro, unul dintre cele mai puternice branduri românești. Înainte de 89, toți românii visau la o mașină 4x4 construită la câmpul lung Muscel. Acum câțiva ani, uzina s-a privatizat și a dispărut. În ediția de astăzi urmăriți istoria acestei privatizări, o istorie pe care n-am înțeles-o și, prin urmare, o tot repetăm. Aici, unde s-au produs sute de mii de mașini de teren exportate în toată lumea, au rămas doar urmele industriei înfloritoare de altădată. Așa arată acum platforma de la Aro. Aici era clădire lângă clădire, linie de montaj lângă linie de montaj. După 50 de ani de existență, uzina Aro a ajuns praf și pulbere. Mașina care s-a aflat între primele 5 mașini de teren vândute în lume a devenit subiectul unui experiment eșuat în lungul șir de privatizări din România post-decembristă. Aro, un brand al României, este acum adânc îngropat sub ziduri derăpânate și hale care stau să cadă. Totul a fost tras de pe fața pământului, furat sau vândut la fier vechi. Chiar dacă pășești pentru prima dată în Muscel, îți dau lacrimile când vezi ce a rămas în urmă. Aici era atelierul de sabuți. Atelierul plâne, cilindri. Instrucțiuni de tehnică a securității a muncii la mașini de găurit și alezat. Singurii care păstrează viu spiritul Aro sunt localnicii. Dan este din Câmpul Lung și unul dintre mulții pasionați de mașinile 4x4 autohtone. În fiecare weekend, fie vară, fie iarnă, se aruncă împreună cu prietenii în boliz și dă o tură pe drumurile accidentate din jurul Muscelului. Am fost cel mai necăjit om. Și acum sunt foarte bine. Că eu tot nu-mi explic de ce au închis eu uzina. Ce interes au fost așa mari să închidă uzina. Mașina asta ar fi putut merge aproape pe oriunde. O mașină japoneză sau o mașină americană poate nu ar fi urcat pe unde urcă un Aro. Eu zic că este peste toate mașinile de teren. Cea mai bună mașină de teren. Și de întreținut, și cu murcă. Stai, știi că ne oprim tot în România, nu duce departe. Gigi Moiceanu este la fel de pasionat de Aro. Prima mașină și-a construit-o cu mâna lui. Am luat o mașină casată și șurub cu șurub am demontat-o, am remontat-o, grunduit, vopsit. Aceea a fost prima mea mașină, un Aro. Exact modelul acesta, 243. Stăpân de munte, urcă masivele Muscelului și de 2-3 ori pe zi. La stână e mereu treabă. Ceva urs, neaneluță, a mișcat ceva, lupii? Nu. N-a mișcat, a? Da. Până acum. Iar Aro este mașina ideală pentru activitățile de la stână. Înainte de 1989, Aro era una dintre monedele de schimb ale regimului Ceaușescu cu țări din întreaga lume. Pentru mașinile de teren primeam măsline, banane sau minereuri de fier, necesare economiei aflate în plină industrializare. Prima mașină de teren românească a fost IMS-ul făcut în 1957 la întreprinderea metalurgică de stat Muscel. Era un autoturism 4x4 inspirat din automobilele de teren sovietice Gaz, care la rândul lor aveau la bază un patent Ford primit de la americani ca ajutor de război. IMS-ul a fost fabricat până în 1975, în peste 80.000 de exemplare. Poate vreodată va fi nevoie să se facă săpături, niște arheologi vor veni să facă săpături, să vadă unde a fost
cândva uzina Aro. Emil Hagi este un machedon sufletist care încearcă să mai salveze ceva din Aro. Din banii familiei a pus bazele unui muzeu în care poți regăsi începuturile industriei constructoare de mașini la Muscel. Noi le numim după numărul de înmatriculare. Veți vedea că fiecare conține numărul său ceva legat de istorie. Spre exemplu, IMS, UMM. După IMS, prima mașină Aro, care înseamnă autovehicul românesc, a fost făcută în anii 60 și și-a câștigat respectul avânt titulatura de Zimbrul Carpatin. Gloria a venit în anii 70-80, când la Muscel s-au produs aproape 400.000 de automobile, majoritatea fiind exportate în 100 de țări din întreaga lume. În țară nu cumpăra oricine un M461, un Aro 24 sau Aro 10. Trebuia să fii influent, să ai aprobări, să stai la rând. Trebuia repartiție, o adevărată poveste pentru un 4x4. Ce-ți aminte când ne băteam să cumpărăm un Aro? Eu eram comandant pe petrolierul Biruința, m-am dus să-mi dea o aprobare să cumpăr un Aro pe motorină, un motor de Câmpul Lung sau de Brașov, și am fost fericit că ministra Comerțului Interior mi-a aprobat până la urmă un Olsit, nu chiar un Aro. Deci, așa ne uitam la Aro înainte. Întreaga zonă era susținută economic de Aro și chiar dacă în ultimii ani nu fusese îmbunătățită, mașina din Câmpul Lung era un produs greu accesibil pentru marea masă a populației. Din 1990, grupuri de interes au început să poarte un război cu un final previzibil, sfârșitul lui Aro. Dar acest război nu era simțit de marea masă a doritorilor de mașini de teren românești. Dacă acestea, înainte de Revoluție, nu se vindeau pe piața internă decât foarte greu, în momentul post-decembrist, lumea s-a înghesuit la Aro. Faceți cunoștință cu Romică Cotescu, cel care a fost martor și participant la istoria ultimilor 30 de ani de la Aro Câmpul Lung Muscel. Lider de sindicat, a fost inițiatorul unor măsuri extreme. Acum îl găsim în intersecție, unde vinde ziare și oftează după vremurile apuse. Era mai bine când era rău. În tăvălugul evenimentelor nu și-a dat seama cum au trecut anii și, odată cu aceștia, și viitorul lui Aro. Parcă ieri se bătea lumea pentru mașina 4x4 românească. Bă, care aveți o pilă? Care aveți o cunoștință? Ia, hai să vedem ceva, o afacere. Uite, hai partea asta. Și veneau cu dăsagii plini de bani aici și zicea, gata, adul. Cât costa un Aro 90? Un Aro... Păi începem de la 200.000 până la 400.000. Pe urmă s-a făcut 500.000, 600.000. Deci cu ciubuc dădea dublu. Dacă mașina costa 300.000, dădeau 600.000 plus ciubucul care îl făcea aici. Ca să o ia atunci, intra în fabrică și o ia. Momentul de glorie a fost perioada jocului piramidal Caritas de la Cluj. Atunci se vindea un Aro mai ceva ca aurul. Nu și-au dat seama că acum ei trebuie să investească, să prindem ziua a doua când tehnologia o să vină călare peste noi. Și ei se mulțumeau că Aro mergea, venea ciobanul cu dăsaga plină cu bani, le umplea buzunarele și pentru ei treaba mergea. Colosul Aro trebuia însă retehnologizat. Unele contracte au mers din inerție, iar statul avea un cartof fierbinte în mână de care nu părea a fi conștient. Multe din procedurile de producție erau depășite. Soluția era privatizarea. Am încercat să vorbim cu cei care au condus Aro în primii ani de după Revoluție, directorii Ioan Juvelcă și Mihai Mărțicior Ciobanu. Ne-am izbit de refuzuri categorice. Nu mă bag în treburile astea. Sunt treburi vechi, apuse, am alte probleme acum. Am fi vrut să aflăm de la cei responsabili de destinele uzinei cum se derulau contractele din anii 90 și cum se desfășurau întâlnirile cu potențialii investitori atrași la Câmpul Lung de renumele mașinii de teren autohtone. A fost vorba de la Toyota până la Mercedes și restul. Așa. Dar astea erau numai gogoși, pentru că ei n-aveau interesul să privatizeze nimic. Unul dintre cele mai găunoase contracte pe care le-a înregistrat uzina din Câmpul Lung a fost exportul a 3.000 de autovehicule în spațiul fostei URSS și în Orientul Apropiat, între anii 1992 și 1993. O firmă dubioasă, Valeologia Chișinău, condusă de un fost ofițer de informații sovietic, Vitali Usturoi, a contractat ilegal un credit de la Bancorex, motivând achiziționarea de mașini Aro, pe care însă a uitat să le plătească.
Un dublu tun dat statului român, pe de-o parte uzinei Aro, care nu și-a încasat banii pe mașini, și pe de altă parte băncii de comerț exterior, care nu și-a recuperat creditul. Un prejudiciu îngropat de autoritățile din acea vreme, dar care a contat mult în dezvoltarea uzinei de la Mușcel. Nu doar din est au venit găurile la Aro. În centrul orașului Câmpul Lung se află hotelul Mușcelul, proprietatea familiei Preoteasa. Aici îl întâlnim pe Justin Preoteasa, specialist în comerț exterior și director general într-o perioadă neagră la Aro. Sub conducerea sa, uzina din Câmpul Lung s-a îndreptat rapid spre colaps. Justin Preoteasa știe de ingineriile financiare care au avut în centrul lor fabrica de la Mușcel, încă înainte de 89. Deci e o schemă clasică făcută de niște investitori, de niște cetățeni americani. Oamenii ăștia preluau o marcă de automobile, marca X. Făceau un contract de... Să spunem Aro chiar. Să spunem Aro. Iată schema. Vânzătorii de mașini, americani, care voiau să importe modele noi, se adunau sub cupola unui distribuitor căruia îi plăteau sume importante și așteptau să li se aducă mașinile. Acesta băga banii în propriile buzunare și dădea vina pe producătorul neserios de peste mări și țări. Și după care ei se îndreptau juridic împotriva constructorului. Din cauza, în primul rând, se duceau la concesionar și spunea, băi, uite, nu din cauza mea, prăpăzii ăștia n-au fost în stare să-și omologheze mașina. Distribuitorul care a încercat această schemă în România este East European Imports. În 86-87 a fost acest scenariu, pe care îl știu pentru că la vremea respectivă era EEI condusă de Perez și Trotman. Perez și Trotman, amândoi, care au stat mult timp în România și au încercat să forțeze un contract, deci înainte de Revoluție. Dacă înainte de Revoluție escrocheria nu a fost finalizată, Trotman și Perez au revenit în România și, de-a lungul anilor, îi regăsim de fiecare dată pregătiți să sfâșie Aro. În 1997, cei doi asociați au încercat să cumpere de la FPS uzina mușceleană. Și, ca să impresioneze, au venit și cu un consultant extrem de puternic, Tony Rotham, fratele lui Hillary Clinton, cumnatul președintelui Bill Clinton. Erau lunetiști care îl apărau de teroriștii mușceleni pe clădirile din zonă. În afacere, atunci au apărut și alți jucători. Alături de East European a venit o firmă, Dunărea, cu un nume identic cu cel al întreprinderii de comerț exterior a securității, UME0107. Acționarul principal în acte de la Dunărea, Costin Frâncu, neagă orice legătură cu securitatea. Dunărea mea nu e Dunărea lor. Deci, pot să mă întreb, ăsta este răspunsul. Și oricine spune altceva, nu are dovezi, nu are decât vorbe. Fost director în anii 90 în Ministerul Industriilor, Costin Frâncu s-a convertit repede în om de afaceri. La privatizarea din 97 afirmă că el era adevăratul competitor, americanii venind doar cu sprijinul financiar. Cumpărătorul fabricii eram eu, Dunărea S.A. Nu erau americanii, nu era EI, nu era Perez. Împotriva acestora a venit Aro France, un vânzător de mașini francez susținut puternic de băieți deștepți din România. S-au bătut practic niște importatori între ei, Aro France cu EI în America. Care venea cu un lobby puternic, cu Todd Rodman. Și cu alții și mai puternici, care erau în România la vremea respectivă. Cine putea să fie mai tare decât cumnatul președintelui Statelor Unite la ora aia, un lobbyist, consultant puternic, cunoscut? Deci erau consultanții români, care l-au sprijinit acum, l-au sprijinit în România, pentru că el nu venea în România fără să contacteze niște grupuri românești. Da? Deci nu mi-aduc aminte acum. Aceste imagini au fost surprinse într-un restaurant din Mușcel, într-o scenă antologică. Reprezentantul investitorilor americani încearcă să-i convingă pe liderii de opinie din fabrică de justețea demersului lor, în timp ce în spate așteaptă amenințători, adversarii. Totul la o ciorbă și o friptură, într-o atmosferă de nuntă provincială cu strigare. Justin Preoteasa recunoaște că a fost unul dintre artizanii a ceea ce s-a întâmplat acolo. La privatizarea aia, care a fost încercată în 97, a venit Perez, însoțit de Dunărea. Da? Și la vremea respectivă... Ce a rău cu Tardin? Eu lucram în Franța. Și ca să nu se facă, da? A zis, dom'le, băgăm și noi una, așa, la prezneală. Ca să nu se facă. Monsieur Tardy era le président d'Aro France. Aro France care, din câte știu eu, a pornit ca o societate mixtă, română-franceză.
Nu știu cine era cealaltă parte românească. A început înainte de Revoluție, ca societatea da, mixtă. Da. Cine putea fi? Nu știu cine făcea societăți mixte pe vremea aia, nu mă pricep. Momentul din restaurant este hilar. Invitații americanilor au rămas cu farfuriile goale pentru că ceilalți le-au luat mâncarea comandată într-o șmecherie tipic românească. We told the owner what we expected to people to come. I-a spus patronului am câtă persoană așteaptă la întâlnire. He prepared for that. Patronul s-a pregătit pentru această întâlnire. But he is intimidated by Errol. Dar a fost intimidat. He used your food to feed them. Și folosește mâncarea care trebuia să lucrească noastră. Locked his office and left. Acesta este doar unul din episoadele în care Arro a fost câmpul de luptă pentru grupurile de interese divergente. Muncitorii de la Arro au asistat neputincioși la declinul uzinei din Muscel. Au încercat să salveze uzina, dar ce au reușit să facă, vedeți imediat după o scurtă pauză. În timp ce uzina din Muscel luase drumul declinului, politicienii români s-au dovedit cu adevărat neputincioși în găsirea unor soluții cu adevărat salvatoare. În același timp, muncitorii de la Arro au apelat la măsuri extreme pentru a atrage atenția asupra dezastrului din uzină. Au anunțat că sunt în stare să doneze chiar și spermă, numai să reușească să-și păstreze fabrica în picioare. Acțiunea lor n-a avut însă niciun rezultat. Societatea Arro a intrat în anul electoral 2000 într-o situație fără ieșire. Printr-un acord asumat cu Banca Mondială, uzina din Câmpul Lung intră într-o lungă listă de privatizări obligatorii. Să nu aștepte nimeni de ce înainte ca guvernul să scoată de undeva dintr-un buzunar bani și să țină în continuare niște unități handicapate, care nu sunt capabile să răspundă unor cerințe noi ale pieței. Deocamdată, soluțiile sunt pe termen scurt, încercăm să dăm vitamine societății, întreprinderii, dar până la urmă rezolvarea va trebui să va depinde de o formulă inteligentă de privatizare. Până la privatizare inteligentă, guvernul Năstase a susținut prin contracte guvernamentale uzina Arro pe linia de plutire. Cel care a venit atunci director general, Aurel Dordea, își amintește situația delicată din uzină. Era o vorbă atunci când am venit director general că sunt gajate absolut tot în Arro, inclusiv bordurile. Salariile erau nedate, cam trei tranșe de salarii, erau foarte multe mișcări sociale în uzină, sindicatele erau și ele învrăjbite, împărțite, manipulate. În 1989 Arro a rămas cu un stoc de mașini, un stoc destul de important de mașini. Toți directorii care s-au succedat din 89 până în 2001 au vândut mai mult decât au produs. Au lăsat producția și evoluția automobilului deoparte pentru că mergeau vânzări. Primul ministru din acea perioadă a fost dispus să acorde sprijin la Arro prin comenzi guvernamentale, dar aceste comenzi nu s-au dovedit a fi decât bule de oxigen pentru o companie înnecată. Pentru anul 2002, noi ne-am propus să creștem producția de automobile, normal, peste planul de rentabilitate, în așa fel încât societatea să devină atractivă unor eventuali investitori. Romică Cotescu, cel care vinde acum ziare în intersecție, pe atunci credea sincer în poveștile despre salvarea Arro. Domnule ministru, vă rog să primiți recunoștința salariaților de la Arro, în primul rând pentru programul pe care l-ați lansat dumneavoastră fabricat în România, pentru că acest program a relansat mașina Arro și cu ocazia asta am adunat și noi mașinile, amândouă 429 și 338, cu care am lansat producția la acest. Ni s-a promis sprijin în continuare, sprijin nu înseamnă decât bani, că altceva, sprijin în continuare, și pe care ulterior nu l-am mai avut la nivelul la care trebuie. Sindicaliștii de la uzina Arro Câmpul Lung au ales să recurgă la o soluție extremă și inedită ca să scoată societatea din datorii. Ei vor să doneze spermă pentru că tot este la modă printre studenții din Timișoara. Conform calculelor pe care le-au făcut, muncitorii spun că într-un an de zile pot aduce uzina la profit și rămân și bani de investiții. Acest episod tragicomic a făcut în conjurul lumii, a devenit subiect de film, dar nu a putut schimba soarta uzinei Arro. E inițiativa lor, au văzut în ziar că se câștigă bani așa de ușor și asta e situația. Voi sunteți ca țiganii, numai cereți, numai cerșiți. Cerșiți bani, cerșiți prime, cerșiți pe dracu, cerșiți pe lacu. Veniți și voi
cu o propunere, mă. Cu mintea plină tot timpul de idei năstrușnice, prezent în toate momentele de cumpână ale uzinei după 90, Romica Cotescu a devenit personajul Gică din filmul despre oameni și melci, întruchipat de actorul Andy Vasluianu. Dacă 1000 dintre noi își vând sperma timp de o săptămână, păi strângem 300.000 de dolari cât ai zice pește. Ce să ne vindem, mă? Sperma. E o clinică americană care cumpără sperma cu 50 de dolari bucată. Nea Romică recunoaște că ideea trăznită i-a făcut cunoscuți în toată lumea. Un lider tâmpit, nebun, cretin le-a cerut oamenilor să dea spermă să salveze uzina. Și așa, Mapa Mondu a luat-o și primeam 30-40 de telefoane la toate agențiile din străinătate. Ia uzi, unii erau pro, alții contra. Am primit invitație de la o televiziune japoneză care funcționa la Londra să vină aici să-mi dea bani, să mă duc acolo să le explic cum am făcut. Deci acolo ăștia au anunțat că noi deja am fost, am donat spermă și facem rost de bani și salvăm uzina. Erau salariații de la Aro care se duceau să-și aducă piese din țară și striga după ei, bă, voi faceți și dregeți, uite așa, așa, și unei oamenii, bre, n-are mică, cine ai fost, bre, uite, bre, ce pățim, păi ce mă, eu? Politicul! Iar politicul era nelipsit la Aro. Dacă directorii erau numiți de către FPS sau mai târziu APAPS, pe lângă Aro se învârteau nume sonore. Un personaj principal în jocul de interese ce gravita în jurul lui Aro este Constantin Nicolescu, actualul președinte al Consiliului Județean Argeș, fost senator, fost președinte al Comisiei pentru Control SIE. Acum, indisponibil. Din diverse motive. Acum câteva săptămâni, în timpul unei audieri la DNA, președintelui Consiliului Județean Argeș și s-a făcut rău. De atunci, nu am reușit să mai luăm legătura cu el. În jurul lui Aro exista o rețea de distribuție de mașini, iar dealerii câștigau cu mult mai mult decât producătorul. Domnul Nicolescu a lucrat în uzină, a fost de aici, de lângă Câmpul Lung. A fost dealer de mașini. Și societatea dânsului, IATSA, a fost în anii 90 singurul dealer de mașini din România, pentru că era singura rețea constituită. Ulterior, a rămas unul dintre dealerii din Pitești. Aro apela la intermediari pentru materiile prime, pentru distribuția de mașini sau pentru serviciul autorizat. Suspiciunile au planat și asupra lui Constantin Nicolescu, cel care a început la Aro ca lăcătuș mecanic și a ajuns director și acționar la grupul unităților de asistență tehnică Pitești, IATSA. Prin grupul controlat de Constantin Nicolescu se desfășura importul de motoare, dar și contractele guvernamentale pentru Aro. Grupuri de interese, politicieni, veroși și foști membri ai serviciilor secrete, cu toții au pus umărul la dezastrul de la Aro. Îi vedem pe toți în câteva minute. Privatizarea Aro ar trebui introdusă în manuale. La capitolul Așa nu. Este blestemul unei privatizări fără cap al unor afaceri greu de pătruns care au atins întreaga industrie românească și care continuă să facă victime. Furt, prostie, dezinteres controlat și interes țintit, toate acestea au brevetat modelul românesc de insucces și au pus pe butuci un brand. 2003 este anul marii păcăleli la Aro. Privatizarea, care s-a dovedit a fi un furt la drum mare, o bătaie de joc la adresa generațiilor de muncitori de la Aro. Statul român scoate Aro la privatizare, după ce și-a dovedit incapacitatea de a gestiona o întreprindere cu un potențial uriaș. La APAPS se prezintă un singur investitor, la Caro Distributors, Crosslander, din Statele Unite. În fapt, o firmă de apartament din Miami, condusă de același controversat John Perez, cel care a încercat să cumpere Aro și cu ani înainte. Suspiciunile au fost că acesta a fost adus tocmai de cei care căpușau uzina Aro. Uzina, ca să funcționeze mai departe, trebuiau investiții destul de mari și eu știam că Perez nu avea capacitate investițională. Nu-l știam ca un om bogat pe Perez. Un om care tot timpul a fost pe lângă Aro și a căutat el să mănânce din Aro. Controversatul conducător al Autorității pentru Participațiile Statului, atunci APAPS, Ovidiu Mușetescu, a acceptat la masa negocierilor un personaj care în istoria Aro nu lăsase o imagine foarte bună. Din păcate, Mușetescu a decedat în 2009 fără a putea elucida acceptarea lui Perez. Sprijinul pentru societatea venită din Statele Unite a fost necondiționat. Între iulie și septembrie 2003, la APAPS s-au dus 17 negocieri, majoritatea dintre ele formale. Care mai este situația la Aro? Am înțeles că s-a retras singurul investitor. Dar nu am date. Dacă îmi spuneți lucrurile astea, mă faceți extrem de nefericit și îmi stricați ziua de astăzi. Pentru 150.000 de dolari, prețul unui apartament în București la acea vreme,
Crosslander cumpără activele de atunci ale lui Aro, asumându-și obligații financiare de 27 de milioane de dolari. Investiții pe o perioadă de 5 ani, 15,5 milioane de dolari. Datorii și credite comerciale de 11,4 milioane de dolari. În același timp, statul se obligă să șteargă datoriile publice ale societății de aproape 34 de milioane de dolari. Nefiind încă membri ai Uniunii Europene, aceste datorii asumate de stat au putut fi șterse fără probleme. Obligațiile cumpărătorului însă nu au fost respectate niciodată. APAPS-ul s-a transformat în Avas și Mircea Ursache i-a urmat lui Ovidiu Mușetescu la conducere. Toate aceste obligații post-privatizare pe care le vedeți aici nu intrau în buzunarul statului român. Erau obligații pe care cumpărătorul și le făcea în interesul lui propriu. Și asta este marea eroare. Cineva calculează privatizarea luând în calcul și aceste sume trecute în contracte. Este o mare eroare și o mare păcăleală. Agenda de lucru a conducerii instituției, singura abilitată să ofere interviuri, nu permite în acest moment acordarea unui interviu televizat. Așa sună comunicatul de la VAS. La aproape 10 ani de la evenimente se disting cu mai mare ușurință vinovații. Virgil Băgureanu, fostul șef al SRI, al cărui nume apare în multe afaceri post-decembriste, vorbește despre legăturile bolnăvicioase care l-au adus pe investitorul strategic la Aro. Din nefericire, Perez, fost personajul fatidic care a apărut în privatizarea Aro, unde n-avea ce căuta. Cum a ajuns el aici? A fost adus de cineva? Cunoștea toate filierele dinainte de 89, inclusiv acele ale securității. Cazul Aro Câmpul Lung este o eroare umană a celor care au condus autoritatea atunci când au făcut privatizarea. A existat, deci, presiunea argumentată, între ghilimele, a celor care au condus autoritatea la acea vreme, inclusiv a factorilor locali. Și trebuie să fac o precizare asta pentru corectitudine, a factorilor locali care au cerut să se facă privatizarea la Aro Câmpul Lung. Am avut și am în continuare discuții și cu APAPS-ul și cu Mușetescu și primul ministru se interesează aproape săptămânal, discutăm 2, 3, 5, 10 minute cum avem timp legat de situația de la Aro. Este făcut ca o soluție, să spunem, improvizată. Analiza este făcută și din punct de vedere al continuității producției. După preluarea uzinei, noul proprietar nu a depășit niciodată stadiul declarațiilor sfărăitoare. A anunțat cu tamtam lansarea unei linii de producție Crosslander, un Aro cu motor de Ford, în Statele Unite, și a pretins investiții pe care de fapt nu le-a făcut niciodată. All we want to do, ladies and gentlemen, is to do the best that we can for the Aro plant and for the people at Aro. Nu s-a respectat nicio lege, nu s-a respectat nimic. El nu a adus niciun ban să investească la Aro, pentru că n-avea interes, pentru că el n-avea bani, pentru că interesul era al mafiei securist comuniste să o aducă în situația în care o vedeți, să o dea cui vrea, pentru că trebuia să ascundă niște mari hoții. Ei au furat cu acte. Răzvan Orășanu a venit la conducerea Avas în 2006. A fost surprins să vadă tranzacțiile de la Aro. Contractul s-a făcut cu picioarele. Și rezultatele se văd până astăzi și ponoasele, din păcate, le trag oamenii de acolo. Spre deosebire de alte mii de contracte care mi-au trecut prin față, acest contract nu avea o clauză de reziliere foarte clară. În alte contracte ale Avasului există clauze de reziliere în condițiile în care cumpărătorul nu-și realizează investițiile propuse pe o perioadă de 5 ani și dacă nu-și îndeplinește alte clauze contractuale. Șeful de atunci al opoziției atrăgea atenția asupra cumpărătorului și își exprima rezervele într-o declarație premonitorie. Eu nu cred în soluția anunțată de APAPS. Cel care a devenit proprietarul Aro nu este un constructor de automobile, din câte știu este un distribuitor care încearcă să vândă. Ne rugăm lui Dumnezeu să nu fie un colaps generat de privatizarea pe care a făcut-o APAPS-ul acum, lui Aro îi trebuie noroc. Soluția actuală nu cred că este o soluție. Și nu a fost. Investitorul nu numai că nu și-a respectat angajamentele de investiție, dar la câteva luni de la cumpărarea platformei Aro, a vândut una dintre componentele esențiale,
fabrica de scule și matrițe, semn că interesul pentru producția mașinii era inexistent. Pentru această unitate s-au obținut numai puțin de 2,7 milioane de dolari. Pe lângă asta s-au mai vândut și tone de fier vechi, sub justificarea simplă că erau utilaje casate. Cel care a semnat aceste vânzări este Iustin Preoteasa, la acea oră director general. Noastră a semnat. Eu am semnat, da. Nu am vândut eu, am semnat. Care a fost argumentul? Argumentul a fost, unul, decizia acționarilor. Deci, eu am avut o decizie, eu n-am făcut decât să aplic decizia. Se aducea o sumă de bani importantă, cred că vreo 2,7 milioane de euro, era 80 dolari. Ceva de dolari. 80 ceva de miliarde, care ne-au ajutat la vremea respectivă să supraviețuim câteva luni bune. Proprietarul lui Aro se apucă așadar de vândut pe bucăți, ceea ce s-a angajat să păstreze, vânzarea fabricii de scule și matrițe fiind un gest clar prin care se arată că la Mușcel nu se va mai produce niciodată Aro. Bună ziua! De ce? Este societate privată. Și aici este spațiu public. Da, dar nu aveți voie să filmați societatea. Ba da. Cine a zis? Vă spun eu din lege. Dacă patronatul zice că nu aveți voie să filmați? Păi da, și ce patronat? Au cumpărat și strada de afară? Fabrica de scule funcționează și astăzi. În momentul în care a fost vândută pentru 2,7 milioane de dolari, avea în derulare contracte substanțiale, așa că banii pe care noul cumpărător, Montana MG, i-a dat, au fost recuperați cu ușurință. Sunteți proprietarul, înțeleg? Da, proprietarul fabricii. Facem un material despre destinul Aro. Ați fi dispus să-mi dați un interviu? Nu. Da. Eu am plătit, mie nu mă interesează. Sunt cumpărător de bună credință. Treaba lor ce au făcut, ce nu m-a interesat niciodată. Okay. Am negociat, am stabilit un preț, că a fost mic, că a fost mare. La sfârșitul anilor 70, aici în fabrica de scule și matrițe de la Aro, s-a investit masiv. Însuși, președintele Chinei, cel care a devenit președintele Chinei, Xi Jinping, a lucrat aici pentru câteva luni la instalarea unor prese imense. Această fabrică a fost vândută în 2004, la scurt timp după ce Aro a fost privatizat, cu suma de 2,7 milioane de dolari, de cei care au cumpărat întreg Aro cu 150.000 de dolari. Aurel Cojanu a lucrat o grămadă de ani la fabrica de scule și matrițe, ajungând șef de secție. Vizibil emoționat, își amintește de chinezii care au contribuit la construirea fabricii în 1978. Uita când vedea un om în cioare și s-a uitat după el, admira. Credeți că la fiecare nu văzuseră, așa cum nu văzuseră ei albii. Chinezii veneau în etape, fiind schimbați la câteva luni. În urmă cu 35 de ani, Jiang Zemin a condus una dintre echipele de chinezi care a construit cea mai mare presă, mărindu-se capacitatea de producție de la Aro. Jiang Zemin a stat 5 luni, aproape 5 luni, până când a definitivat orice, adică totul pus la punct, dat în primire. Da? Atunci când a vizitat țara noastră în 1996 în calitate de președinte al Chinei, a vrut să viziteze și locurile unde a băut pentru prima dată țuică. Dar traseul său, stabilit de partea română, nu a inclus și Aro. Ionel Blănculescu era în perioada în care s-a vândut fabrica de scule și matrițe ministru. Conducea o suprastructură ce avea în subordine 13 instituții de control. Am descins cu o echipă extrem de complexă, inclusiv cu comisari de la Garda Financiară care au produs analizele de care aveam nevoie pe teritoriul acestei companii. Erau presiuni și din partea companiei, din partea administrației, care nu a privit cu ochi buni intrarea Autorității Naționale de Control la această acțiune. Și au mai fost și presiuni, într-adevăr, de la nivel local, județean, politicieni locali. Politicienii locali care au sprijinit investitorul strategic și-au exprimat de atunci îngrijorarea. S-a creat o imagine în Câmpul Lung. Când m-am dus acolo la Aro, domnule, înțeleg că vine o echipă de control, se lichidează fabrica. De ce trebuie să mai lansăm asta? Noi am lansat asta? Putea să-l facă, domnule președinte, dar nu se declare. Ce se întâmplă? Au și făcut o sesizare la PNA și nu mai știu unde. Și la autoritate Ionel mi-a spus că e teamă să țină chestia asta, că îl întreabă tot timpul dacă a demarat acțiunea. Domnule președinte, de acord, nu știu dacă mă înțelegeți. Se duce peste ei, controlează, dar nu ține în capul de afiș. Totul a fost încălcat. Deci orice fel de angajament, orice fel de responsabilitate legală asumată prin contract de către investitorul străin au fost încălcate. Eu am avut o discuție cu domnul Blănculescu deosebit de interesantă. Am văzut că în ziare s-a scris că m-a amenințat cu cartușele, nu e adevărat.
Fără fabrica de scule și matrițe, era clar că la Câmpul Lung investitorul nu mai are interes să construiască mașini. Dom'le, eu de acum să știți că de-abia mă țin pe picioare când văd așa ceva, mi-e rău. Vă spun sincer, mi-e rău. Când văd așa ceva, mi-e rău. La începutul lui 2006, Mușcelul a fost împânzit de fluturași anonimi în care erau amenințați cei responsabili pentru dezastrul de la Aro. Prin metode ultramoderne teroriste vă vom infecta pe voi și familiile voastre cu virus mortal existenți la această oră, H5N1 și SIDA, dacă nu restituiți banii disponibilizaților și salariaților de la Aro. Vinovat a fost găsit sindicalistul Romică Cotescu. M-a condamnat pentru amenințări teroriste un an și 8 luni pușcărie cu suspendare. Sunt primul terorist al țării. Uitați ce a rămas din Aro. Ia, uitați-vă aici, unde era prototipul, unde se făceau piese de super valoare, iar eu eram terorist, pentru că mă luptam cu colegii mei, cu muncitorii și cu sindicaliștii, să nu ajungem în situația asta. În 2006 s-a produs inevitabilul. Aro intră în faliment. Perez profită cât poate și invocă investiții făcute doar pe hârtie. Cu câteva luni înainte, într-o întâlnire la sediul central Avas, la care luau parte avocații săi, Perez se plânge că n-a fost lăsat să facă treabă la Aro. S-au făcut presiuni pentru a nu înlocui managementul lui Aro. De către cine? De către doi senatori români, Văcăroiu și Nicolescu, care afirmau că nu se poate înlocui. Și Nicolae Văcăroiu invocă o agendă ocupată atunci când este vorba de Aro. Subiectul Aro, Câmpul Lung, nu este pe plac nici lui Nicolae Văcăroiu, președintele Curții de Conturi. Multe adevăruri au rămas atunci nespuse. Iustin Preoteasa recunoaște că în jurul lui Aro s-au dat lupte grele, că nu doar Perez a avut acolo interese, ci și alți oameni de afaceri grupați în jurul fostului director Mihai Ciobanu, cel care a condus Aro în primii ani de după Revoluție. A fost un război între două grupări, iar gruparea cealaltă a fost extrem de bine pregătită, bine sprijinită. Deci s-au aplicat metode foarte dure. Sunt două grupări cu metode de servicii secrete. Bun, da. Vorbim de niște oameni care au lucrat în servicii secrete. În spatele camerei de filmat, Iustin Preoteasa îndrăznește să pronunțe numele altei persoane implicate în lupta pentru Aro, fostul șef al SRI, Virgil Măgureanu. Era Măgureanu la birou. Și a zis, domnul Preoteasa, dumneata ești Preoteasa Iustinean născut la data de... Așa, acolo, Da. Zice, dumneata, eu nu te înțeleg. Ce, dumneata, te războiești cu noi? Fostul șef al Serviciului Român de Informații neagă orice implicare în sfârșitul lui Aro. Discutând așa, nu lămurim nimic. Pretenția lui că l-aș fi amenințat, ceea ce l-a împiedicat să-și ducă la capăt mandatul lui în mod corect, este de-a dreptul sfruntată. N-am, în afară de simple fabulații, n-am intrat acolo decât pentru a ține pe picioare ceea ce se mai putea ține, în niciun caz de a amenința pe cineva. Iar ce am avut de spus, am spus-o public, de față și cu președintele Consiliului Județean, e vorba de domnul Nicolescu. Un război care a creat multe pagube. Da? Și ăsta a fost, de fapt, după părerea mea, și motivul pentru care s-a ajuns destul de repede la cererea de intrare în insolvență. Odată cu insolvența, investitorul strategic a dispărut din țară, iar Aro a devenit istorie. Aici, lângă întreprindere, erau construite câteva blocuri pentru tinerii angajați la Aro. Rap și pulvere! Nu vedeți? Mormare de betoane și... Aici nu mai există pâine pentru copiii oamenilor sărmani. Sunt oameni amoriți, necăjiți, rămas spre servici. Nu unde să mai lucreze. Cât timp ați lucrat dumneavoastră? 25 de ani fără o zi. 25 până de ani? Până s-a închis. Până s-a închis în 2000? 2006. 2006, a stat până în 2006. Da, până s-a închis în prima. De ce s-a închis? Păi că nu s-a vrut, de sus. Pe lângă cartierul de blocuri insalubre, Aro a avut și alte active consistente, vândute începând din 2006 de un lichidator local, Lichidări Infoconstruct. Blocul funcțional Aro, fabrica de piese și subansamble auto, Cesar, baza sportivă Crețulescu, Hala Motor, centrul general de comercializare Aro, uzina electrică, clădirea întreprinderii de producție industrială, un total de peste 20 de milioane de euro.
Unde s-au dus toți acești bani? Lista creditorilor a fost deschisă de salariații care și-au primit banii pentru aproape 2 ani. Interesant este că printre creditori a apărut și o companie, Global Vehicles, care a încasat aproape 3 milioane de euro. Compania era reprezentată de același John Perez, adică investitorul strategic care a pus Aro pe butuci după ce a cumpărat-o cu 150.000 de dolari. Și lichidatorul a încasat o sumă frumușică, 10% din vânzări, adică peste 2 milioane de euro. Bucăți întregi din întreprindere au fost vândute diversilor investitori. O bună parte din acestea au fost preluate de fiul lui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, care a încercat să facă aici un parc industrial. Aici e clădirea în care suntem, această hală există, această hală există, această hală există și această hală, plus asta. Restul halelor care sunt prezentate în fotografie nu mai există. Reprezentantul celor care au luat o bucată consistentă din uzina Aro, Sergiu Filip, recunoaște că ei nu au cumpărat rămășițele de la Aro pentru a produce, fiind investitori în imobiliare, de fapt. Am cochetat cu această idee, dar nu pentru foarte mult timp. De ce? Pentru că noi nu aveam experiență. Și nimeni din grupul nostru nu avea experiență în domeniul auto ca să ne apucăm noi să producem. Landmark Management a cumpărat 49 de hectare cu scopul declarat de a face acolo un parc industrial pentru potențialii investitori în zonă, indiferent de area lor de activitate. Acum, acolo sunt două companii, una care face produse de ecologizare și o alta care face componente auto. Inginerul Marin Bădița este unul dintre ultimii angajați de pe platforma Aro. Câți ani ați lucrat la Institutul de Cercetări? 35 de ani. 35 de ani, câte mașini ați făcut? Nu, eu n-am făcut, le-a făcut fabrica. Eu am conceput. Cât? 6 modele. De la bara din față la bara din spate. Eu am fost ultimul care am stins butonul la Aro, care am plecat din Aro. Pentru a ne demonstra de ce erau în stare cei de la Aro, Marin Bădița ne-a făcut cunoștință cu un bolit mai deosebit. Asta e, și... Olsit sau Aro? E Aro, pentru că numai caroseria este de Olsit. Asta este ați vrut să o puneți în producție? Da, este concepută în anul 1989 și trebuia să intre în fabricație, dar după 90 s-au schimbat evenimentele și concepția oamenilor. Și ăsta... Modelul acesta a fost 3 luni la București, la Ministerul Industriilor. L-au văzut japonezii, după care au lansat pe piață Suzuki Vitara. Uite, partea față este identică. Partea față, să spuneți mie, dacă nu seamănă cu Suzuki Vitara. Locul unde a lucrat Marin Bădița, Centrul pentru Experimentări și Studii de Vehicule Românești, CESAR, a fost cumpărat în 2007 de o firmă nou înființată, Amrom Automotive 2006, condusă de fostul director de la Aro, Mihai Ciobanu, un nume des vehiculat în războiul grupurilor de interese din jurul uzinei de la Mușcel. În firmă au apărut nume sonore. Președintele Consiliului de Administrație era Vlad Soare, fost președinte Bancorex, fost viceguvernator al BNR și președinte al companiei de investiții Gelsor. Alături de acesta, în Consiliul de Administrație, a apărut și Virgil Măgureanu, fostul șef al SRI. Interesul pentru CESAR a fost evident. Reanimarea activității specifice Aro și reluarea de pe un punct, desigur, mai... tentant a întregii activități, inclusiv acelea de a produce mașini pentru înăuntru și în afara țării. Chiar dacă toate documentele de producție ale mașinii Aro sunt clasificate în seifurile lichidatorului, la CESAR au rămas metri cubi de proiecte care se pot transforma oricând în mașini. Și, deși Amrom a intrat și ea în lichidare după numai un an, există suspiciunea că acele proiecte nu s-au pierdut. Tentativa a eșuat pentru că, pe de o parte, a existat net o concurență între cei care doreau să dărâme și să lichideze orice fel de activitate industrială pe platforma Aro, lucru care le-a reușit cu prisosință. Pentru cele întâmplate la Aro nu a fost nimeni tras la răspundere, deși cercetări penale au început încă din 2005. Asta e o trimitere către DICOT de la poliție în... 12.1.2005. După, urmează, nu? Ce nume sunt aici? Perez. Da, Preotașa Jumănescu, da. Deci, cert este că... Nu v-am întrebat nimic parchetul. Nu, absolut. Interesant. Doamne ferește. După mai bine de 8 ani de anchete,
Autoritățile competente au stabilit că nu este nimeni vinovat pentru dezastrul de la Aro Câmpul Lung. Dosarul a trecut de la DIICOD la DNA, unde a fost închis anul acesta din lipsă de probe. La 7 ani de când a fost produsă ultima mașină Aro la Câmpul Lung Mușcel, Constantin Nicolescu conduce județul Argeș, Nicolae Văcăroiu conduce Curtea de Conturi a României, Romică Cotescu conduce un chioșc de ziare, Iustin Preoteasa conduce Mușcelul S.A., acolo unde familia este acționară majoritară, iar Ovidiu Mușetescu, cel care a privatizat Aro, a decedat în 2009, în timp ce era anchetat în 9 dosare. John Perez este undeva în India, la Mumbai. Se judecă cu indienii de la Mahindra și pentru el Aro e un capitol încheiat. Ultimul Aro, autovehiculul românesc de teren 4x4 produs la Câmpul Lung Mușcel, a ieșit de pe bandă în iunie 2005. Duminica viitoare mergem la mare, la Marea Noastră, neagră și paradoxală. În timp ce unii hotelieri se agită să țină pasul cu marile plaje ale lumii, alții se străduiesc să-și țină hotelurile încremenite într-o gaură a timpului, așa cum a fost construit acum 50 de ani. Cine e de vină? Saint-Tropez în nord. Tunelul timpului în sud. La 2 pași de zona de lux sunt hoteluri care au rămas împietrite în timp și totuși ele smulg profit bun din buzunarele turiștilor. Cine a cumpărat hotelurile și de ce au rămas în paragină? Duminică, ora 18, la România te iubesc. Ne găsiți pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro, unde puteți comenta materiale și intra în dialog cu noi. Integral puteți urmări reportajele gratuit pe voio.ro. Suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile ProTV. Toate bune! Știrile ProTV ți-au prezentat România te iubesc.